Salut! Vreau să vă vorbesc în filmul ăsta despre știrile care mi-au atras atenția zilele astea. Sunt un picuț cam multe, dar sunt interesante din punctul meu de vedere. Și rămâneți aici cu mine că o să vă și explic niște chestii ca să le înțelegeți legate de ce se întâmplă acum. Prima e chestia asta cu Belarus și cu migranții și cu Polonia și cu granița și cu toate celelalte. Și e o chestie foarte interesantă acolo, pentru că eu nu știu cum ajung migranții în Belarus. Pentru că ăștia zic că sunt din Irak, din Afganistan, din Siria, din... Și dacă o să vă uitați pe o harta Europei așa, ruta aia pe acolo ca să ajungi în Belarus, Polonia și să te duci după aia în Germania... Eu n-aș alege-o dacă aș fi în locul lor. Adică dacă eu aș fi un migrant ăla care aș vrea să plec din Afganistan, Siria, Irak, de unde vreți voi, mai sunt încă alte două rute. Una este prin Turcia și nu înțeleg de ce nu o folosesc pe aia prin Turcia. Alta este prin Siria și să se ducă pe acolo pe la... pe la Gibraltar, cred că se cheamă. Dar vă spun acum. Da? Pe la strâmtoarea Gibraltar, cred că se cheamă. Ia să vedem. Adică să intre prin Spania, prin Portugalia, prin Maroc, să se ducă pe acolo. Prin Maroc, Portugalia, să o ia prin Siria, pe la ei, pe acolo, până Algeria, Libia, Tunisia, adică zona aia de acolo și să traverseze strâmtoarea Gibraltar, care e, înseamnă 2 km de mare, probabil, cred că cam așa e. Nu traversez cum traversau ei până acum, până în Grecia, se duceau cu barca până în Grecia sau ajungeau în Italia, adică sute de kilometri de mare, mediteran. Și dacă aș fi irachian sau de ăsta, care stă învățat cu căldura, probabil că ruta asta ar fi mult mai ok așa prin Libia, Egipt, drajlaci, și să ajungă în Gibraltar, Spania și să ajungă în Europa de Vest. Decât ruta asta prin Georgia, Armenia, Ucraina, Rusia, Belarus, adică e foarte complicată ruta asta, pentru că acum iarnă, e frig și probabil că dacă ar fi alegerea mea și aș fi unul din migranții aia, probabil că asta ar fi ultima alegere. Problema este că nu cred că este alegerea lor. Cred că sunt niște rețele care fac migrația asta posibilă și rețelele alea le zic și ei dau banii și rețelele zic, bă, noi vă ducem, nu vă interesează pe unde. Și după partea aia pe acolo. Până, da? De ce? Și cine organizează rețelele alea ca să se întâmple chestia asta și nu se întâmplă până Turcia, de exemplu. Turcia, Bulgaria, cum era până acum un an. Da? Eu cred că sunt coordonate de cineva rețelele astea. Și din cauza asta oamenii ajung pe ruta aia care e foarte complicată în loc să ajungă pe rutele astea alte, care sunt mult mai simple. Și ajungi în Spania, treci cu barca până Gibraltar pe acolo, care e 2 km de mare, adică nu e atât de mult față de cum era, și nici nu înduri frig și toate astea. Da? Pentru că te duci pe partea asta altă pe unde e cald, dar tu ești învățat cu căldura, că de acolo din zonele alea vii. Adică nu te duci în partea asta altă unde sunt temperaturi cu 25 de grade mai mici sau 30 în perioada asta. Și ți-e foarte greu ție să te adaptezi și e foarte greu copiilor și toate cele. De asta cred că sunt niște rețele puse la punct care fac chestia asta. Și rețelele alea sunt organizate de cineva. Probabil de cineva care are interes ca să se întâmple lucrurile astea care se întâmplă acum la granița dintre Belarus și Polonia. Și poate ziceți că rușii au interes. E posibil. Dar e posibil să aibă și europenii niște interese pe acolo. Adică sunt convins că nu numai rușii au interese în zona asta și să facă niște presiuni. Sunt convins că și europenii au niște interese ca să facă niște presiuni pe acolo. Da? O altă știre care mi-a atras atenția este că niște tipe femei australiene, 7, au fost controlate pe aeroportul din Doha intern. Adică înțelegeți ce vreau să spun, ca să nu mă exprim altfel. Deci au fost dezbrăcate și controlate în toate găurile. De ce? De către autorități, atenție. 7 australiene controlate de către autorități în Doha, în aeroportul din Doha,
intern, adică intim, foarte, foarte nasol controlul și foarte umilitor. Și astea s-au hotărât să dea, să-i dea în judecată. Deci au fost controlate, pentru că ăștia au găsit un copil abia născut, aruncat la un tomberon. Și atunci au recurs la măsura asta de a controla femeile în felul ăsta. Și eu cred că există și alte metode, mă gândesc. Adică, cred că se puteau face niște teste de sânge. Zic eu, nu știu, nu mă pricep, da. Mi se pare foarte nasol și foarte umilitor ca autoritățile să facă așa ceva. Da. A treia știre care mi-a atras atenția, vedeți că am mai început și cu de-astea internaționale, așa că sunt convins că voi nu le citiți și că nu vă atrag atenția foarte multe de-astea internaționale. Da? Fiul lui Gaddafi candidează la alegeri în Siria. Gaddafi, ăla căsăpit de americani, că na, nu le mai făcut cea jocul, acum fiul candidează la alegerile prezidențiale în Siria, vrea să devină președinte acolo. Păi și e foarte posibil să aibă succes, că după ce s-a întâmplat acolo, după, adică oamenii stau și se uită, bă, era totuși bine cu Gaddafi. Pentru cei care nu știți, regimul Gaddafi, chiar dacă era unul dictatorial, că așa se zice, că și la noi acum e dictatură, dar nu se zice că e dictatură, nu e oficial, dar neoficial e dictatură. Pentru că cei care a stăit pe vremea lui Ceaușescu, știți, se cenzurează știri, nu mai poți să vorbești, sunt atacați ăștia prin organele de exemplu, companii și trusuri de presă, li se dau amenzi că vorbesc de Iohannis și de alea. Și de, adică e cam similar cu ce s-a întâmplat pe vremea lui Ceaușescu, nu la intensitatea aia, dar probabil că dacă mai stăm niște ani o să ajungă la intensitatea aia, mă gândesc. Și cei care nu știți, pe vremea lui Gaddafi, oamenii o duceau foarte bine, adică aveau cam totul gratis, adică energie gratis, școală gratis, medicină gratis, utilități gratis, adică nu plăteau nimic, li se dădeau niște bani în momentul când se căsătoreau ca să-și acasă, se dădeau bani pentru primul și al doilea copil, de către stat. Statul făcea toate chestiile astea. Deci nu era atât de rău cum ne spuneau nouă occidentalii că e. Iar după ce au început să le cadă rachete în cap, e foarte posibil ca oamenii care au mai rămas pe acolo să facă comparație între ce a fost și ce este acum și ce urmează să fie. Pentru că sunt convins că dacă îți cad niște rachete în cap, nu crezi că o să-ți fie foarte bine în viitor. Dacă alegerile alea sunt pe bune și cinstite acolo, ceea ce nu prea cred, pentru că americanilor probabil că nu le va plăcea foarte mult chestia asta, ca fiul lui Gaddafi să devină președinte, pentru că omul are niște sechele și e clar că nu o să fie foarte ok cu ei. Dacă alegerile alea vor fi pe bune, probabil că are mari șanse să iasă președinte, zic eu. Bun. A treia știre, Barbados își face ambasadă în metavers. Dacă n-ați auzit încă până acum, ce e la metavers, vedeți că am făcut eu un film aici cu metavers și cu ce se va întâmpla. Îl căutați aici la mine pe canal. Și Barbados este prima țară din lume care a anunțat că își va face ambasadă în metavers. În metaversul ăla lui Tsuki. Și e foarte posibil să se întâmple niște lucruri. V-am explicat acolo în filmuleț despre ce se va întâmpla cu metaversul ăsta și ce văd eu că se va întâmpla. Da? Bun. Acum, mai sunt niște știri legate de Rusia. A fost dată o știre zilele astea și știrea a sunat cam așa. NASA este foarte îngrijorată pentru că rușii au distrus un satelit și pun în pericol stația spațială internațională datorită resturilor și la și lușii vrăjeli și locoteli. Cam așa suna știre. Și cam așa se întâmplă manipulările. Ca să vedeți. Ce s-a întâmplat în realitate? Rușii au dezvoltat o rachetă, Sol Cosmos, aș putea să-i spun, că nu mai e Sol Aer, cu ajutorul căreia poate distruge sateliți de pe orbită. Și ca să facă o demonstrație de forță și a distrus un satelit mai vechi cu astfel de rachetă. Treaba e foarte nasoală pentru americani. Pentru că în momentul în care ai dezvoltat o astfel de o armă și când toată industria ta de apărare și toată strategia ta de apărare se bazează pe sateliți și rușii sunt capabili să distrugă de la sol sateliți care momentan nu sunt înzestrați cu tehnică de apărare. Pentru că nu s-a pus problema până acum. Și e foarte greu să-i dotezi pe aia pe care e acum cu tehnică de apărare.
adică cu niște echipamente contraofensive, defensive, care să îi protejeze. Pentru că nu ai cum, ce să-i faci, să-i aduci înapoi pe pământ, să le pui rachete defensive și să-i duci înapoi în spațiu, costă de te rupe. Să-i înlocuiești e foarte nașpa, pentru că iară costă de te rupe să faci chestia asta. Și se întâmplă într-o perioadă foarte mare de timp. Da? Așa a fost prezentată știrea de ăștia, de fluxurile de știri vestice. Occidentale. Asta vreau să zic. Da? Dacă americanii ar fi dezvoltat o asemenea capabilitate, știrile ar fi sunat altfel. Aceeași știre ar fi sunat mare, mare progres americanii în lupta contra războiului spațial dezvoltat de ruși, a dezvoltat o armă capabilă să anihileze amenințările care vin din spațiu, amenințări care sunt puse de către China și Rusia, ceva de genul. Adică, iar noua armă capabilă să apere statele NATO și Statele Unite și nu știu ce contra amenințările în spațiu, cam așa ar fi sunat știrea. Adică dacă ar fi fost în cealaltă, știrea ar fi avut o conotație bună. Și au făcut o demonstrație de forță și au distrus un satelit ca să vadă toată lumea cât de bun sunt. Nu, atunci resturile nu mai puneau în pericol Stația Spațială Internațională. Sunt foarte, foarte multe resturi în spațiu făcute de americani, ruși, de ăștia care au avut tehnologie spațială și care le-au lăsat pe acolo. Dar alea nu mai pun în pericol Stația Spațială Internațională. De exemplu, sateliții lui Musk au fost acum vreo un an de zile o știre că au pus în pericol niște sateliți din ăștia alții, meteorologii, militari. De ce? Că nu vreau aia să-l mute. Că acolo nu e nicio lege în spațiu. Adică vrei să spui tu satelitul unde vrea mușchiul tău, spui satelitul unde vrea mușchiul tău. Vrei să-l muți de acolo că probabil riscă să intre în coliziune cu un alt satelit al unei alte țări, o faci dacă vrei. Dacă nu vrei, nu poate să te oblige nimeni. Și Musk, ăștia ai lui Musk, de aia de telecomunicații pe care i-au pus Starlabs ăia, s-a pus să ră pe lângă un satelit de la al nu știu cărei țări. Și s-au rugat ăia de ei, bă, dă-l la o parte, dă-l la... Până la urmă l-au dat, dar cu chiu cu vai, că nu le răspundea, nu-i interesa, nu-i durea, n-aveau nicio treabă, băieți. Da? O altă știre foarte interesantă e legată tot de ruși, care au dezvoltat două avioane foarte interesante. Unul se cheamă Suhoi 75 și unul Suhoi 95, dacă nu mă înșel. Suhoi 75, da, să vă dau numele corect, că cred că Suhoi 95, dacă nu mă înșel. Așa... Da, nu-l găsesc pe aici până asta, dar pot să caut, ia să căutăm. Da, cred că Suhoi 95. Sau Suhoi 90. Ia să vedem. Asta cred că e. Deci este Suhoi 75 și Suhoi 95. Da, nu-l găsesc, ăsta este ultimul Suhoi 95, este unul dintre cele mai tare avioane care există la momentul ăsta. Și este capabil în viitor, deci e capabil să transporte drone și va fi capabil în viitor să se conducă de la sol, fără pilot. Ceea ce e o mare... E un mare avantaj, adică să ducă și să facă manevre de luptă în aer, pentru că mai există la momentul ăsta dronele alea militare, dar care alea nu pot să facă manevre de luptă în aer. Adică ele sunt doar, pot fi purtătoare de rachete care să distrugă niște ținte terestre sau aeriene. Dar nu sunt capabile să facă manevre de luptă și tot felul de chestii pe care le fac avioanele militare în aer. Suhoi 75 ăsta e foarte tare pentru că odată e mai capabil decât F-35 american și e la jumătate de preț față de F-35 american. Rușii l-au numit șahmat pe avionul ăsta, cu dedicație probabil, și vor ca să vândă la foarte multe țări avionul ăsta. Adică este unul produs pe scară comercială și vor fi scară comercială militară. Despre asta este vorba. Avionul este capabil să ia în același timp 6 ținte
atât pe sol cât și în aer, și să lupte contra șase ținte. Costă undeva între 25 și 30 de milioane de dolari și vor să-l vândă în Orientul Mijlociu, în Asia și în America Latină, și prețul ăsta este undeva la jumătate față de un F-35, din ce zic oamenii ăștia de la știri, și în țările astea vor să-l vândă la undeva pe la 15%, 20% din prețul unui F-35. Sunt foarte interesante chestiile astea militare, pentru că, de fapt, toată geostrategia asta care ne înconjoară și tot ce se întâmplă în Europa este cumva ghidată de puterea militară a unei țări. Pentru că, de fapt, asta se încearcă prin chestia asta. Adică rușii țin în șah pe americani și le arată rușii cu chinezii că sunt foarte buni prieteni și le cam arată cam ce capabilități militare încep să dezvolte. Americanii rămân cam în urmă din punctul meu de vedere. Erau și înainte un pic în urmă cu tehnologia militară. Numai că odată cu dezvoltarea rachetei astea capabilă să distrugă sateliți și cu avioanele astea două, e un pic cam problematic pentru americani. De asta se și reface cumva, se și refac zonele de influență în lume. Odată datorită strategiilor energetice pe care Rusia le-a adoptat în ultima perioadă și datorită chestiilor militare. Adică Rusia punctează din ce în ce mai mult pe scena politică și militară a lumii și câștigă tot mai mult teren din punctul meu de vedere. Bun, cam atât vreau să vă spun în filmulețul ăsta. Dați click pe subscribe și pe clopoțel să vă anunț YouTube mai bun filmuleț pe aici. Mulțumesc, la revedere!